Da, păi copii, așa trebuie să înțelegi matematica. Deci nu ca pe o chestie așa, facem ca și mai apăsa pe un buton. Sunt încercări, sunt atonări, până te prinzi, până îți vine ideea, până nu deodată. Că dacă ar fi totul deodată, ar fi foarte simplu. Da. Numai Doamne, Doamne reușește deodată să facă toate perfecte. Da. Dar noi suntem muritori de rând și nu putem să știm pe toate deodată. Numai trebuie să învățăm că avem șanse dacă credem în puterea noastră. Da? Dacă credem în puterea noastră. Eu vreau să mai insist un pic, dar voi spuneți să nu mai insist că avem altceva de făcut. Da, bine. Bine, dar tot o să mai vine odată și odată, o să văd cât mi-a plăcut atât de tare. Luni, vedem când. Da. Te rog, Ștefania. Okay. Cum tu vei? Trebuie să faceți mai întâi figura, ziceam, adică aici. Ai așa o figură? Da. Ce-o fi? Asta. 21, 10. Deci... Fiecare din figură este egal cu suma numerului de pe care se sprijină. A fața BC. Deci este așa. Într-o căsuță, 21. Așa. Apoi jos. Facem două căsuțe în care împărțim aici, deci B și C aici. Și în sfârșit facem o a treia. Un al treilea dreptunghi ar fi ăsta, pe care îl împărțim în 3. 1, 2, 3. Și în care punem 3, A și 8. 3, A și 8. Și ce spune aici? Ce? Aici avem. Da. Zice. Mai citește odată, că acum îl păceam. Fiecare număr din figură este egal cu suma numerelor pe care se sprijină. A, 21 egal cu B plus C. Da. Deci 21 se sprijină pe B și C. Deci avem o primă relație. B plus C, B plus C egal cu 21. B plus C egal cu 21. B-ul egal cu 3 plus A. Că B-ul se sprijină pe astea două. Iar C-ul egal cu A plus 8. Așa înțeleg eu. Deci cum 21 egal cu B plus C, că se sprijină pe astea două, B-ul se sprijină pe 3 și cu A, deci B-ul egal cu A plus 3. B egal cu A plus 3. C egal cu A plus 8. A plus 8. Să găsească A, B și C, nu așa? Da. Atât. Se pus ușor. 21. Păi, așa că putem... În loc de B, punem de sus. În loc de B-ul ăsta, punem cât aici? A plus 3. A. Deci înlocuim pe B-ul de aici cu A plus 3. În prima, da? Și pe C putem să înlocuim cu A plus 8. Deci, asta devine. În loc de B, punem A plus 3. Plus. În loc de ce, punem A plus 8. Așa. Egal cu 21. Echivalent cu... Și acum, A și cu A. Nu. A și cu A face 2 de A. Da. 2 de A. Plus 11. Egal cu 21. Deci 2 de A plus 11 egal cu 21. Și acum, 2 A egal cu 21 minus 11. Cât face? 21 minus 11? 10. 10. Și atunci ai egal cu 5. Și dacă l-am știut, l-am aflat pe A, l-am aflat pe B. Asta înseamnă că B egal cu 5 plus 3 și egal cu 8. B egal cu 5 plus 3 egal cu 8. B egal... Și C egal cu 5 plus 8? A plus 8 și asta înseamnă cu 5. C egal cu 13. Aici 13 și terminat problema. Da. Am avut asta aici. Da. A fost și rapid. Da? Da? Deci altă chestiune, te rog. Ce? Ți-a luat? Nu avea el. Te rog. Ștefanie, așa de cum să te exerciți mai ai. Mai are încă două. Ah, ok. Te rog.
Să se afle resturile pe care le dă un număr par rând. La împărțirea prin 6 și prin 3. Ne împărțim la? La 6 și prin 3. Da. Și ne împărțim la 3. Ce resturi obții? Cât este iar 1? Și cât este iar 2? Da? Încă o dată spune, să se afle? Să se afle resturile pe care le dă un număr par, n. Nu pare, ai spus, da? Da, par. Da. La împărțirea cu 6 și prin 3, știind că acestea sunt diferite. Cine acestea? Resturile? Da. Așa. Nu e par. Deci, încă o dată, mă citești doar. Când nu vine nicio idee, știi ce fac? Trag de timp. Adică îți spun, mai citești o dată, mai citești o dată. Mai citești o poveste. Mai spun o poveste, spune tabla. Fac și eu ceva, nu? În timpul ăsta. Ca să nu se prinde cei care ne urmăresc. Da? Deci, ce fac acum? Mai citești o dată. Vă se afle resturile pe care le dă un număr par, n. A, nu par. Nu este de tipul. 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 12. Dacă îl împar la 6, dacă îl împar la 6, trebuie să fii mai mare decât 6. Da. Adică, poate 8, să fie de la 8 în sus. 13. Da, să fie par, mă. De la 8 în sus. Deci nu se poate 13. 18. 18, 20, 22. De oricum, de la 8 în sus. De la 8 în sus. Adică 8 împărțit la 6 merge o dată și restul este 2. Și când mă împar la 3, așa, restul este... Ia să-l luăm. Deci dacă n ar fi egal cu 8, dacă n ar fi egal cu 8, atunci rezultă că n împărțit la 6 egal o dată, unor 6, nu, 8, adică 8 împărțit la 6, merge o dată, unor 6, 6 și restul egal cu 2. Deci am iar 1 egal cu 2, da? Și când n pe 8 îl împărțim la 3, da? Îl împărțim la 3, pe 8, același 8, același 8, da? Îl împărțim la 3, merge... De două ori. De două ori, 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6 este 2. Nu zici că să nu fie, deci restul al doilea, tot 2 îmi dă. Și că să nu fie tot 2. Da. Restul că să fie diferite. Sau că nu facem 8 ori 2 și 2 ori 3. Să luăm pe 10. Asta să luăm pe 10. Deci dacă nu e egal cu 10, atunci se întâmplă că avem 10 împărțit la 6 merge o dată, 1 ori 6, 6. Așa este? Și restul 4. Deci iar 1 egal cu 4. Acum pe 10 să-l împărțim la 3. La 3. Și face cât? 3, restul. Face de 3 ori, 3 ori 3, 9. Și restul 1. Iar 2 egal cu 1. Și că să obține restul diferit. Am obținut, care e problema? Și gata, și că e vițiu. Și gata, și că e vițiu. Da. Deci, citește, mă, așa am făcut. Ia. Aici. Să se afle resturile pe care le dă un număr par n. La împărțirea prin 6 și prin 3, știind că acestea sunt diferite. Știind că acestea sunt diferite. Deci, resturile împărțit și prin... la 6 și la 3, resturile sunt diferite. Resturile sunt, iată, 1 și 4, nu? Deci resturile sunt 1, 4. Hai să mai încercăm un altul. Pe 12, deci ce se întâmplă? Da? Deci pe 12, pentru mine e egal cu 12. Și 12 împărțit la 6, 12 împărțit la 6, merge de 2 ori. Și nu are rest. 12 și restul 0. Dar și restul. Deci restul e egal cu 0. E 1. Dar pe 12, dacă îl împărțim la 3, rezultă de 4 ori și restul tot 0. Și nu-mi place, că trebuia să fie resturi diferite.
Deci merge doar la 10. Deci 10 la mers, 12 nu. Hai să vedem și 14. Să vedem ușor, ușor de ce model de numere, da? Da, noi parte aici. Deci, hai să spunem ce zicem, 14, da? 14 împărțit la 6, merge de 2 ori de 6, 12. 2. Restul 2, da? Așa, de 2 ori, iar 1, egal cu 2. 14 împărțit la 3. 14 împărțit la 3. Tot 4. Așa, 4 de 12 și restul tot 2. Deci greșit. Deci iar 2, egal tot cu 2, nu-mi dă diferite. Deci sunt la fel. Da, 10 le-a fost deștept, îl iau în brațe și mă bucur tare mult că l-am găsit, dar merg mai departe. Mai merg încă să mai tatonez. Adică, sigur, mai tatonăm, mai vedem dacă în rest... 12. Pe 5 rupe? 16. Că după 14, 16 ar merge, da? Ia să vedem, pe 16 îl împărțim la 6. Și merge de câte ori? De 8 ori. Nu de 8 ori, nu de 8 ori. Cum ai dat? 4 din 8 ori. De 8 ori. Nu, de 5 ori. De 2 ori. De 2 ori. De 2 ori 6, 12. 12. 4. Deci ieri 1 egal cu 4. Și 16 împărțit la 3 este egal cu 5. 5. Pe restul 1, da, și este bun. Și 5 ori 3, 15 și restul 1. Deci resturile 1 și... Din 4 în 4. Asta înseamnă că ar veni din 4 în 4 și... 10, stai de 10 și 16 am să aici. 10, 16, da? Deci 6, 6. Deci 10, 16. Ia să încercăm și... 22 deodată. Da. Ia să începe 22. Să vedem, da? Deci 22... egal, împărțit la 6, face de 3 ori 6, 18, restul 4, restul 4, da, și 22 împărțit la 3, merge de 6. Da, și asta e bun. Vedea restul. Așa este. Deci vine 6, 6. Adică ar fi multiplu de 6, plus 4. Ar merge și în 21, da, și merge și în 21. Deci 21, nu merge 21. Merge după 22, merge 22 și clasă 28 va merge. Da. Da. Deci din 6 în 6. Noi 10 am pus 6 și au mers 16. Am pus la 16, am pus încă 6 și au mers 22. Cum? Merge și 21, fiindcă ar da 7 de 0. Tu zici 21, da? Da, ar da 0 și față de 18 ar da 3. Dacă să vedem. Eu spune că merge. Deci că spui tu 20 și... La 6, la 6. Egal cu... 18. Deci face 8. 3. Deci 21, ai zis împărțit la 6. Da, mai egal cu 7, 21 zero. Ai dreptate, Darius. Deci nu sunt mai multiplu de 6, ci sunt și cele din față, cred. Adică... Păi nu merge. Ba da, ar merge și 9. Fiindcă 9 împărțit la 3, 9 rez 0 și față de 6 ar da rez 3. Deci să multiplu de 6 și, cu, și cel din față de deci 4. Deci multiplu de 6 plus 4 și multiplu de 6 plus 3. Da. Deci numerele sunt de tipul ăsta. N egal cu 6K plus 4 sau N egal cu 6K plus 3. 6K plus 4, 6K plus 3. Astea se pare că sunt numerele care ne dau același. Am certat cu dumneavoastră și am dat bine. Da. Bravo. Deci așa facem.
ne certăm, observăm ceva și ne certăm pentru că tu vrei, ai vrut să mă convingi că așa ai simțit tu, că și 21 e deștept. Da, fiindcă ai spus dumneavoastră că și 0 este tot un rest, chiar dacă se împarte. Sigur că da. Deci orice împărțire are măcar un singur rest. Restul poate fi 0, 1, 2, 3 până la numărul respectiv, da? Da. Fiindcă noi facem împărțirea la 6, restul poate să fie 0, 1, 2, 3, 4 și 5, iar când facem împărțirea la 3, 0, 1 și 2, da? Deci e corectă ideea. Deci e corectă. Iată, vrei să încercăm să vedem toate valorile? Deci pentru K egal cu 0. Ștefiu, mai nu. Pentru K egal cu 1. Pentru K egal cu 1, numai de sunt. 6 ori 1, 6. Da? N1 egal cu 6 ori 1, 6. Plus 4. Și egal cu 10. Și știți că ăsta e deștept. 10. Da. Și mai este și 9. Și N2 egal cu 6 ori 1, 6, plus 3. 6 și cu 3, 9. Da? Deci da. Două deci variante sunt. Da. Corect. Așteptam 10. Bun. Sigur că da. Vezi ce înseamnă să te bați să fii atent? Foarte tare ai fost. Pentru K egal cu 2, pentru K egal cu 2, avem N1 respectiv, am să zicem, nu tot N1 pentru situația asta. N1 este egal cu 6 ori 2, 12 și cu 4, 12 și cu 4, 16. Și N1 celălalt egal cu 6 ori 2, 12 și cu 3, 15. Atât 16 cât și 15 sunt de calitate, pentru că la împărțirea la 6 ne dă restul aici 4 și la 3 parcă ne dă restul 1. Iar din coace când împărțim la 6 ne dă restul. Deci aici resturile sunt care sunt resturile? Iar 1 egal cu 4 și iar 2 egal cu 1. Iar aici resturile sunt iar 1 egal cu 3 și iar 2 egal cu 0. Da? Deci, întrebarea era așa. Care sunt numerele? Care sunt numerele pare? Pare. Așa încât. Și pare trebuiau să fie. Pare. Adică 15 nu-i bun. Deci nu-i bun, că ne-a zis pare. Numai cine e bun? 16, 22, 28, 10, 10, 16, 22. Da? Deci, atenție multă, l-am scăpat din vedere faptul că trebuie să fie pare. Aici am avut slăbiciunea. Dar e gândit bine. Deci tu ai gândit bine că restul e diferite, dar el a cerut și pare. Deci, numele care sunt, de ce formă sunt numele? Să spunem clar. N egal cu 6K plus 4. Noi de tipul ăsta sunt 6K plus 4. Deci să se găsească numele pare. Cu K dai ce, vrei, ce valoare vrei tu. Cu K dă valoare 0, 1, 2, 3, 4, da? Orice valoare. K nu de la 0, de la 1. Cu K îi dăm valorile 1, 2, 3 și mai departe. Și găsim o infinitate de numere deștepte care am împărțit la 6 să facă restul cât? La 6 să facă restul un rest, iar la 3 se fac al rest și cele două resturi să fie diferite. De tipul ăsta sunt numere, de tipul 6K plus 4. Bine. Și ultimul. Poftim. Poftim. Am auzit de afară, din când așa. Așa, da. Să vedem. Amic egal cu cardinalul lui Amare. E loc. Amic. Deci amic egal cu cardinalul lui Amare. Da? Bemic egal cu cardinalul lui Bemare. Bemic egal cardinal lui Bemare. Și A egal cu mulțimea tuturor x-ilor. Deci amare egal cu mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea. Da.
dacă ar aparține numerelor naturale cu proprietatea ca 2 la... Păi sigur, X aparține lui el, da. Da. 2 la 2007. 2 la 2007. Mai mic decât X. Da. Mai mic sau egal decât 2 la 2008. 2 la 2008. Și B mare. Da. Egal cu Y, ca aparținerea lui N. Toți Y-ii, numere naturale. Cu proprietatea că 1 este mai mic sau egal decât Y. Și mai mic sau egal decât 3 la 1338. 1338. Atâta ați închideți arătările. Da, pentru mulțim, da? Aici și în partea asta. Foarte bine. Hai să repetăm problema. Vreau să înțeleg. Cât este, uitați ce înseamnă cardinalul unei mulțimi? Elemente. Numărul de elemente din mulțimea aceea, da? Dacă dau mulțimea următoare, A mare, egal cu mulțimea 1 și 3. Cât este cardinal de A? Cardinal de A egal cu 2. 1 sau 2? 1. Câte sunt aici? Le numărăm. Câte elemente sunt în mulțime? 2. 2, da? Iar dacă zic B egal cu 7 minus 1 și 5, atunci cardinal de B cât este? Cât este cardinal de B? 3. Da. Deci 3, că sunt 3 elemente acolo. Cardinalul înseamnă numărul de elemente din mulțime. Deci cardinalul înseamnă numărul de elemente din mulțime. Cardinal de B egal cu 3. Acum. Eu mă gândeam că X, prima relație, poate fi 2 la 2008 și mai poate fi și 2 la 2009 minus 1. Sau 2 la 2008 minus 1. Păi, Ștefania, tu știi ce m-ai făcut acolo? Știi câte elemente sunt acolo? Ia să spun. Între 2 la a 7-a și 2 la a 8-a. Cam care ar fi? Între 2 la a 7-a și 2 la a 8-a. Care sunt numerele de la cuprins între 2 la a 7-a și 2 la a 8-a? 2 la a 7-a, Pavel, cât înseamnă? 2 la 7 înseamnă... 2, Pavel? Power. Power, Pavel. 2 de 7 ori. Ei, ar însemna 2 la 4 a 16, 32, 64. Între 64 și respectiv 2 la 8 înseamnă 128. 128. Câte elemente sunt de la 64 la 128? Păi ar fi 65, 66, 67, 68, 69, deci multe. Ștefania, sunt foarte multe. Între 2 la puterea 2007 și 2 la puterea 2008... Sunt cam 64. Nu, mai mult. Multe, dar sunt așa. Să vedem cum găsim o rețetă. Te-ai spus că asta e ghișitul de 2 de 10, nu? 2 de 10. Dar nu putea să-ți lasă numai un 10. Asta nu se mai da? Deci e un exercițiu foarte tare. Ștefania, e așa de fain asta, când te-am mai trebuit încă o oră. La primul exercițiu am prins două ore, nu? Asta două ore. Asta cred că două ore. Este foarte frumos. Dar trebuie să luăm ușor, în pași mărunți. Nu putem să spunem deodată. Îmi vine foarte greu și mie să vă explic de ce. Nu întâmplător. Este ieșită de olimpiadă. Este foarte pipărat. Deci nu e la îndemână. Deci, numai uitați-vă că între 2 la a 7-a și 2 la a 8-a sunt 65, 66, 67, 68, 69, la 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 la. Foarte multe, da? Trebuie să găsesc o idee.
transpirat. Am transpirat, m-au luat, m-au luat. Da. Să faci? Cum să facem? Și mă presează ăștia de-a cinci, de-a patru să mă ușă. Să-mi de data viitoare, că și eu te plec la țară cu tot cu el. Da, tot plec la țară. Da. Da. Că n-am nici mâncare, nici căldură, nici nimic. Mă așteaptă de o săptămână cu brațele deschise, îmbrăcarea. Așa. E ieșit foarte, foarte... Până ce să ajungem mai la olimpiadă. Da, da. Stăm de vorbă. Și tu faci ieșirile acelea. Discuția de azi a fost extraordinar de faină. Și faci acele care ți-au rămas, s-ar putea ca duminică să ne vedem. Dar are frații, el o înțeles frații, scopi de știu. Da, sănătate și vă așteptăm. Hai, da, Luțel. Ca să ieșim la pot, că-i târziu tare. Voi... Vă puteți face tema? Voi. Da, aveți tema. Da? Model și vă puteți descurca. Ștefania, rămâne să ne gândim la asta. Oricum, ca să aflăm numărul de elemente dintr-un interval, scădeam din ăsta pe ăsta și adunam unul dacă și era și capetele. Acum ar trebui să vedem din 128, scădem pe 64. Da? Dar... Dar să-ți dau o sugestie, totuși, nu zici că chiar n-am vrut să-ți răspund la. Ei, 2 la 28 se scrie ca fiind 2, ori 2 la 7. 2 la 28 devine 2, ori 2 la 7. Și acum scădem din 2 ori 2 la 7, deci 2 ori 2 la 7, minus 2 la 7. Și face 2 de-a de 2 la 7 minus 2 la 7, face 2 la a 7. Deci sunt 2 la a 7-a numere. Așa și tu aici. La revedere. Din 2 la 2000. Mersi cu bine. La revedere. Deci 2 la puterea 2008. 2 la puterea 2008. Minus 2 la puterea 2007. 2 la 2008 minus 2 la 2007. Înseamnă 2 ori 2 la puterea 2008 minus 2 la puterea 2007 și face din 2 de scăzut 1, face 2 la puterea 2007. 2 la puterea 7. 2 la puterea 2007 numere. Deci cardinalul lui A este egal cu 2 la puterea 2007. 2 la puterea 2007. Iar... Gata, vă las. Dar continuăm data viitoare, bine? Deci, numai ți-am dat ideea despre cardinalul lui A, ce-a desemnat. Iar cardinalul de B trebuie să-l vezi aici, iarăși, ca 3 la 0 și să scazi de acolo și să-ți dai seama cam câte elemente sunt acolo. Deci este o negreșiciu foarte, foarte frumos. Da. Toate exercițiile grele sunt frumoase. Mi-a fost foarte dragi astăzi. E din câști negreșiții de astea, ca să vezi dacă nu dau un bărbuială, nu așa? Bravo, Ștefania! Mai sunt prea solicitat azi. Cel mai mult mi-a plăcut ala în 2008. Îl fac și la clasa 4, ca să înțeleg. Ce are cu 2008? 2 milioane, 8.000, ABC. Dar deții minte. Hai, cum să nu? Dar deții ești la noapte. Cum să nu? Și s-a fost foarte frumos. Da. Deci zicem... La revedere. La revedere. Am pupat. Ești cu bine. La revedere, fetelor. Bine, uite, plăcut și să lucrați, să refaceți exercițiul ăsta. Da. O să vedeți și filmul, o să vedeți cum m-am bâlbuit aici, cum m-a fost de greu, da? Da. Așa, bine, la revedere. La revedere.